Bună dimineața și bine v-am găsit, nativii din Zodia Berbec. Încep bine săptămâna, vor avea o zi fructuoasă în plan financiar, pot plasa bani cu încredere, nu vor ieși în pierdere. Taurii, încep și ei săptămâna bine dispuși și cu zâmbetul la purtător, se vor bucura de nenumărate reușite. Gemenii vor fi distrați și puși pe șoții, sunt posibile critici și sancțiuni din partea șefilor. Cacii nu se vor da bătuți cu una cu două în activitățile demarate, deși lucrurile se vor desfășura cu dificultate, e bine să aibă răbdare. Ei vor fi distrați și se vor concentra cu greu la activitățile din plan, de aceea rezultatele nu vor fi satisfăcătoare. Fecioarele vor avea o zi încărcată la serviciu, iar asta le va face irascibile. În plan afectiv însă totul este la superlativ. Va fi greu să țineți pasul cu balanțele, vor fi pline de energie și vor realiza cât alții în două zile. Scorpionii vor fi plini de entuziasm și vor face tot posibilul să aibă o zi în care distracția să fie cea care dă tonul. Săgetătorii se vor implica în proiecte importante care îi vor solicita, indicat să se înarmeze cu multă răbdare. Capricornii sunt în mare formă și au inspirație de zile mari. Vor găsi soluțiile optime în proiectele desfășurate și vor avea rezultatele așteptate. Vărsătorii ar face bine să fie mai îngăduitor cu cei din jur și asta pentru a avea o zi de luni liniștită, fără dispute și tensiuni. Peștii vor fi forțați de împrejurări să se implice în proiecte care nu vor fi deloc pe gustul lor, însă se vor conforma și asta va fi în favoarea lor. Acestea au fost predicțiile astrale, să aveți o zi frumoasă!